seara și bine v-am regăsit! Sunt Raluca Săcuianu și vă prezint știrile GDS. Deși suntem în secolul 21, pe mai multe străzi din Craiova ai nevoie de cizme ca să ieși din casă, altfel riști să te afunzi în noroi. Detalii imediat, dar mai întâi să vedem și alte titluri ale ediției. Niciunul dintre cele 22 de târguri de animale din județul Dolj nu are autorizație sanitar-veterinară de funcționare. Producția la cereale a fost una bună anul acesta. Prețurile sunt mai mici decât în 2013, iar în Oltenia acestea se situează sub media pe țară. Penitenciarele din Oltenia sunt supraaglomerate. Asta au constatat reprezentanții Biroului Teritorial Craiova al instituției Avocatul Poporului în urma unor anchete. Unele străzi din Craiova secolului 21 încă mai ai nevoie de cizme de cauciuc pentru a ieși afară din casă. Este cazul străzii Primăverii și aleii Primăverii din cartierul Bariera Vâlcii. Aici noroiul trece de gleznă. Locatarii sunt disperați și nu știu ce să mai facă. Ei dau vina pe lucrările care se fac la canalizare și spun că acestea nu sunt efectuate așa cum trebuie. Cartierul craiovean Bariera Vâlcii oferă adesea un peisaj din alte timpuri. Strada Primăverii și Aleea Primăverii seamănă cu două ulițe de la țară. Locuitorii de aici spun că lucrările defectuoase care se efectuează la sistemul de canalizare, coroborate cu vremea ploioasă, au făcut ca noroiul să le dea mari bătăi de cap. De ce ziceți noastră că e rău? Păi da, nămolul până la genunchi și într-o parte și într-alta putea cel puțin pe trotuare să lase locul liber. Lucrările sunt pentru canalizare. Pentru canalizare, dar în halul ăsta au săpat pe mijloc, au săpat aici și uitați-vă ce avem. Canalizare la dumneavoastră, la nu se poate așa ceva. Este și cum vă descurcați? Cum ne descurcăm? Cu cizme de cauciuc am vestul sălbatic. Noi am dat bani pentru când am făcut strada prima dată. Ei au spart-o și efectiv ei ce zic? Că ei pun piatră numai pe unde au spart ei, dar noi. De exemplu, dacă s-a spart aici, ei au aruncat pământul în lături, nu? Și automat ei nu au curățat pământul cum trebuie. Și e un nămol, din curte nu poți să ieși decât cu cizme. Cum este strada? Cum vă descurcați? Foarte greu, foarte greu. Păi vă dați seama. Păi de ce, de ce? Păi din cauza că nu face. Este nămol? Ce s-a întâmplat? Vedeți, e nămol, ei... Lucrează la canalizare. Se lucrează și două și formă pleacă. Asta nu e canalizare ce au făcut. Dacă vedeți cum bagă tuburile, aruncă pământ din ăsta cu pietroaie sub tuburi și le sparg. Când o trece cu excavatorul la mare, le face praf. Aia nu e canalizare. De trei ori au săpat de aici încolo, când au pus-o bine. Un domn care lucrează în zonă vine la serviciu zilnic cu două perechi de încălțăminte. Aici lucrez, aici am serviciu, da. Și văd că sunteți încălțat în încălțăminte de cauciuc. De ce? Pentru că strada este foarte, foarte rea, iar condițiile de lucru de la această stradă este foarte, sunt foarte proaste, merg foarte rău. Cum faceți? Veniți în încălțările astea de cauciuc până la mașină, apoi vă schimbați în... Le las în mașină, după aceea iau pantofii de oraș și plec în oraș. Reprezentanții Mitliv, firma care efectuează lucrări de introducere a rețelei de canalizare pe străzile respective, spun că fac tot posibilul să nu-i deranjeze pe locuitorii din zonă. Înțelegem situația în care se găsesc locuitorii de acolo. Noi facem tot efortul să nu-i deranjăm, iar dacă uneori se întâmplă acest lucru, să știți că altfel nu se poate. Aveam un termen de finalizare a lucrărilor, sfârșitul lunii octombrie. Lucrăm contra cronometru, dar acum, când vremea ne joacă feste, nu mai putem vorbi de un termen. Noi avem și o perioadă de extensie de 6 luni. Facem tot ce ne stă în putință să terminăm la timp, a afirmat un reprezentant Mitliv. Niciunul din cele 22 de târguri de animale din județul Dolj nu are autorizație sanitar-veterinară de funcționare. Mai grav este faptul că, în aceste condiții, nu pot încheia contracte cu medicii, veterinari și doar doctorul din comună mai trece în regim de voluntariat pe aici. Reprezentanții DSV spun că amenajarea unui târg nu presupune o investiție foarte mare și că banii se recuperează oricum în timp. După ce a venit frigul și pericolul bolii limbii albastre pare să fi trecut, târgurile de animale din județul Dolj s-au deschis din nou. De funcționat, funcționează însă după ureche, aviz nu au, iar multe dintre ele nici măcar gard de împrejmuire. Le trebuie împrejmuirea, ca să știm că avem un loc bine delimitat unde se comercializează animale și produse de origine animală.
După ce s-a terminat împrejmuirea 3, făcut un adăpost care poate fi, sunt soluții foarte, destul de simple, zic eu, la ora asta, gen izopan sau alte lucruri, în care trebuie să stea un medic veterinar cu care această unitate are contract încheiat, astfel încât accesul și comercializarea să se facă sub supraveghere sanitar-veterinară. Problema este că dacă târgurile nu au autorizație, nu se pot încheia nici contracte cu medicii veterinari, așa că totul cade în sarcina doctorului de specialitate din comună, care trece prin târg și controlează animalele în regim de voluntariat. Totuși, la Băilești, Plănița, Moțeței, Dăbuleni, lucrurile tind să intre pe făgașul normal. Unii din primari au reușit să facă câte ceva, adică sunt în faza în care își amenajează anumite locuri și zonele unde se comercializează produse animaliere, deci mai trebuie așa numită compartimentare pentru vânzarea animalelor vii și atunci e o problemă pe care o pot rezolva în următoarele luni. Până acum ceva timp, primăriile nu aveau nici contracte cu firme care să asigure incinerarea animalelor moarte. Mai precis, până când boala limbii albastre a făcut ravagii în mai multe localități doljene, iar autoritățile locale au decis că este momentul să ia măsuri în acest sens. Producția la cereale a fost una bună atât la nivel național cât și în Dolj. Prețurile de vânzare a grâului, orzului, dar și porumbului sunt însă mai mici decât cele de anul trecut. A spus-o în cadrul emisiunii Economia Sudului, Graham Bryce, un scoțian care investește în agricultura doljană. În Oltenia, prețurile sunt chiar mai mici decât media pe țară. Toamna acestui an le-a adus și vești bune, dar și vești proaste celor care se ocupă cu agricultura în Dolj. În ciuda faptului că am avut de-a face cu o vară capricioasă, producția a fost una bună la grâu, orz și alte păioase, dar și la porumb. Prețurile au scăzut față de 2013. La nivel național, prețurile pe piață sunt cu 20% mai mici decât cele de anul trecut. Dar în Dolj, scăderea a fost chiar mai mare. A spus-o în cadrul emisiunii Economia Sudului Graham Bryce, un scoțian care investește în agricultura doljană. Prețurile au fost foarte mult mai puțin decât anul trecut, decât anii trecut. De ce credeți că au scăzut atât? O analiză la nivelul întregii țări spunea că în agricultură prețurile au scăzut cam cu 20%. În Dolj au fost mai mici sau mai mari decât această medie, scăderile de preț? Eu cred că mai mult, adică mai mult scădere decât 20%, mult mai mult. Cam cât? Porumb, acum prețul este între 100 și 115 euro și anul trecut cred că 170, 140, 150. În ultimii ani, tot mai mulți străini au venit să investească în agricultura doljană. Graham Bryce a explicat și de ce s-a produs această invazie a investitorilor de altă naționalitate. Intrarea în Uniunea Europeană atunci, în 2007, cred că a fost motiv principal. Pentru că de atunci este o siguranță mai mare pentru investitori din străinătate. Și au început, cred că, mai mulți în Banat, Timișoara, Ialomița și acolo deja a fost foarte mult teren sau foarte puțin teren rămas nelucrat. Și în Dolj, în schimb, a fost mai rar teren de luat, dar acum nu prea mai este. Fermierul scoțian lucrează 3.000 de hectare în zona comunei doljene Moțeței, dintre care jumătate în proprietate personală, iar restul în arendă. Penitenciarele din Oltenia sunt suprapopulate. Asta au constatat reprezentanții Biroului Teritorial Craiova al instituției Avocatul Poporului în urma unor anchete. O situație mai gravă se găsește la penitenciarul din Târgu Jiu, unde deținuții stau precum sardelele. La Craiova situația este ceva mai bună, dar departe încă de normalitate. Biroul Teritorial Craiova al instituției Avocatul Poporului, ce are ca arie de competență Curtea de Apel Craiova, deservind județele Dolj, Gorj, Olt și Mehedinți, a constatat în urma unor anchete că spațiul din penitenciarele Olteniei, raportat la numărul de deținuți, este unul prea mic. Se făceau 6-7 anchete într-un an, acum s-au făcut într-o singură lună, 8 anchete. Principale aspecte care au fost sesizate au fost pe suprapopulare, ceea ce s-a și confirmat, sunt foarte mulți deținuți, spațiile sunt foarte mici, penitenciarele au rămas cele care erau construite, vechile clădiri. Cea mai gravă situație este la penitenciarul din Târgu Jiu, unde deținuții stau precum sardelele. Pentru rezolvarea situației, aici s-a luat decizia înălțării uneia dintre clădirile penitenciarului.
La Târgu Jiu, de exemplu, sunt studii făcute de fezabilitate care sunt în mă rog, sunt proiecte și studii care sunt în stadii destul de avansate pentru supraînălțarea unei clădiri, unui pavilion de birouri și se estimează ca în supraînălțarea respectivă să se mute birourile administrației și în spațiul obținut să se construiască o sală de mese, pentru că în penitenciarul Târgu Jiu, din cauza lipsei spațiului, nu există sală de mese. Deținuții nu pot mânca în sală de mese, mănâncă în camerele de deținere. La Craiova situația este ceva mai bună, dar departe totuși de normalitate. Suprapopularea este peste tot, numai că la Craiova, de exemplu, s-a construit o secție exterioară la Cernele. Nu știu exact să vă spun ce capacitate, însă prin dislocarea numărului de deținuți care s-au mutat la Cernele, totuși s-a mai reușit cât de cât se diminueze numărul deținuților. Biroul teritorial Craiova al Instituției Avocatul Poporului a fost sesizat în legătură cu situația din penitenciare prin petiții sosite de la deținuți, dar și în urma unor articole din presă. Totuși, ponderea cea mai însemnată o au cererile care au ca obiect legile fondului funciar, urmate fiind de nemulțumirile legate de modul de recalculare a pensiilor. Prestația Avocatul Poporului este gratuită, fiind scutită de taxe de timbru, tocmai în ideea de a permite accesul la servicii aceste instituții tuturor persoanelor. 10 deținuții de la penitenciarul de minori și tineri din Craiova vor susține mâine dimineață un spectacol de muzică și dans în piața Mihai Viteazul. Aceștia vor fi ajutați de voluntari ai Asociației Naționale de Sprijinire a Tineretului Ecologist din România, veniți din Turcia, Italia, Iordania și Georgia. Evenimentul se înscrie în seria de activități pe care ANTER le desfășoară în cadrul proiectului Second Chance, dedicat persoanelor private de libertate din cadrul PMT Craiova. Prin acest spectacol, tinerii doresc să transmită un mesaj de uniune multiculturală și toleranță, conform principiului că oricine are dreptul la o a doua șansă. Activitatea precedentă, intitulată Umbrele colorate ale adolescenței, desfășurată în luna iulie, a adus în atenția cetățenilor rezultatele obținute în cadrul atelierelor de creație și educație organizate în penitenciarul din Craiova. Prin proiectul Second Chance, 6 voluntari din 4 țări derulează timp de 9 luni la Craiova diverse acțiuni pentru a reduce discrepanța dintre tinerii aflați în detenție și membrii comunității. Liceenii sunt de astăzi invitați la film la Biblioteca Județeană Aman. Proiecțiile au loc în cadrul celui mai mare program de educație cinematografică din România, Cinema Edu. Timp de 3 zile, tinerii pot viziona filme de calitate și pot purta mai apoi discuții cu specialiști pe tema celor văzute. Cinema Edu a ajuns și în Bănie. Proiectul este implementat de Asociația Culturală Macondo, a ajuns la cea de-a 5-a ediție și își propune promovarea filmelor culturale în rândul liceenilor, publicul de mâine al producțiilor cinematografice de calitate. Proiectul conține 3 filme pentru partea aceasta anului, un documentar, Wasteland, regizat de Lucy Walker. Cel de-al doilea film pe care îl vedem mâine la Craiova este Beast of the Southern Wild, Tărâmul visurilor, iar în ultima zi, în cea de-a 3-a zi, vedem IOET, Eu și tu, regizat de Bernardo Bertolucci. Proiectul își propune să familiarizeze liceenii din Craiova și din restul orașelor participante cu filmul de artă. Biblioteca este practic în vârful piramidei instituțiilor de cultură. Ea are mult mai multe valențe la ora actuală, nu numai ca depozitar al colecțiilor de artă. Este instituția care încearcă să sensibilizeze opinia publică la ideile noi, la progres. Este un vector al schimbării. Tinerii pot vedea filmele gratuit. Mai mult, după fiecare proiecție în parte, discută cu specialiștii despre personajele și întâmplările din film. Ei sunt încurajați să spună opiniile despre film, despre ceea ce le-a plăcut, despre ceea ce nu le-a plăcut la proiect. De asemenea, pot veni cu alte întrebări pe marginea filmului, pe lângă subiectele de discuție propuse de noi. Cinematograful de la Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman rămâne deschis publicului până pe 30 octombrie. Vă prezentăm în continuare informațiile meteorologice.
Temperaturile nocturne vor mai crește puțin și nu vor mai coborî sub 0 grade Celsius. Vor fi 2 grade Celsius la Râmnicu-Vâlcea, 4 la Slatina și Calafat și 6 grade la Craiova și Filiaș. Mâine va ploua în cea mai mare parte a Olteniei, iar temperaturile nu vor depăși 10 grade Celsius. Mercurul din termometre va indica 7 grade la Craiova, Drobeta, Turnu, Severin și Drăgășani, 8 la Caracal și 9 grade Celsius la Târgu Jiu. GDS se încheie aici. Urmează informațiile din sport, iar la ora 19:30 vă aștept la jurnalul regional. Rămâneți alături de noi!